în urma unei certe, da, cu o persoană apropiată, a căzut undeva în curtea casei și a stat în comă vreo lună de zile. Nu cred că și-a ales moartea, ci pur și simplu s-a împăcat cu ideea. În momentul acela, când m-a anunțat, a plecat la Domnul, mi-a venit în imagine chipul lui Aurelian, care mi-a spus: Părinte, ce vrea Dumnezeu, sunt pregătit de orice. Prin aceste cuvinte am înțeles că era pregătit de drum. Și mi-a zis să... Deci nici în momentul ăla nu bănuiam absolut nimic legat de chestia asta. Credeam că îmi spune, adică încă e operație și că au trecut prea multe ore, nu știu, îmi imagina tot felul de chestii, dar nu că a murit. Zice, în momentul când am ieșit pe ușă, uite cum mi se face părul așa, parcă, zice, nu știu, parcă mi-a venit așa, parcă mi-a spus cineva că îl vezi pentru ultima dată. Astea au fost cuvintele ei care mi le-a spus la mormântare. Zice, am simțit că îl văd pentru ultima dată și așa a și fost. Nu l-am mai văzut. Și mi-a spus Ana, cu la plângea și părintele foarte tare, și mi-a spus că Ana, din păcate, Aurelian a trecut în neființă. Și atunci a fost cel mai greu moment. Știu că în acea perioadă a suferit niște depresii cumplite. A vrut să se arunce din mașină la un moment dat. Și venim pe drum, la un moment dat, am văzut că a început să se frământe, fără să spune, și oprește că eu sar din mașină. Într-o bună zi, adică cu 2 săptămâni înainte de a pleca el la Viena și unde și-a dat sfârșitul, eu am fost la București. Când mergeam la doctor, eram primit la ei acasă. Și el era foarte prăbușit, plângea și îmi spunea: singurul lucru care mi-l doresc este să-mi văd fetița acasă, o a doua soră a Anei, dar nu știu care fetiță. Ana Maria este, nu este bunica lui Fică. Da. Ora lumea este atât de rea, încât crede-mă, uneori îmi vine să plec, să vă las pe toți și să-mi înscenez propria moarte. Dragii mei, uitați-mă, nu sunt mort, așa cum și dumneavoastră ați știut. Au fost trimise în țară foarte multe mesaje și pe un canal de televiziune s-a spus că Aurelian Preda a decedat.